În această seară, avem din nou ocazia să spunem de rodă inima slăvit să fie Domnul. Amin. Bine a fost dacă am mai spus-o și peste zi. Amin. Și dacă vom spune și după ce plecăm de la adunare. Amin. Căci numele Domnului merită să fie înălțat de la răsăritul soarelui apusului. Amin. Dar în egală măsură și de la apusul lui la răsăritul lui. Amin. Omul Dumnezeu spunea, mă spune înaltea zorilor și de la urmă. Dar tot în Scriptură este scris că și noaptea se trezea și găsea motive și cuvinte să laude pe Domnul. Amin. Pentru că și Domnul de partea Lui, privind spre noi, nu scapă din vedere niciun moment să nu ne vegheze. După cum este scris că la aceeași carte a psalmilor, nu doarme. Nu dormitează cel ce ne veghează, slăvit să-i fie. Amin. Și nu numai în viața aceasta, cum bine știți, și cum credem, Dumnezeu ne are în vedere pentru toată veșnicia. Amin. Iată cât de mult ar trebui să fim legați de El. Dar, pentru viața de aici, suntem în lume. Știți cuvintele pe care Domnul se ruga înainte de a pleca la Tatăl, spunând, citesc din Evanghelia după Ioan, capitolul 17, cuvintele Domnului Hristos din rugăciune, versetul 11, Eu nu mai sunt în lume, adică era gata de plecare. Dar ei sunt în lume. Și eu vin la tine, Sfinte Tată, păzește numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una cum suntem și noi. În această seară, potrivit înțelegerii care am avut-o cu frații și dacă va fi cu Domnului și mâine seară, ne vom opri la un studiu intitulat Creștinul în lume. El conține în întregime 10 lecții, pentru cei interesați să le puteți găsi pe dragostepentruadevăr.ro. Acolo de altfel găsiți și alte lecții sau predici și tot acolo există posibilitatea de întrebări teologice sau de consiliere. Dar din aceste 10 lecții, eu voi spicui, potrivit călăuzirii ce voi avea, câteva lucruri, în așa fel încât din 10 lecții care ar fi sau care au fost, că sunt înregistrate cam de 50 de minute una, noi vom face 4 de vreo 30 și ceva de minute. Dar evident că nu acum învățăm aceste lucruri, pentru că noi le știm. Poate mai degrabă ni le reamintim și dorim să rămânem statornici în aceste adevăruri sfinte. Să parcurgem cu bine acest traseu prin lumea aceasta, până vom ajunge în Împărăția Lui Dumnezeu. Vreau să ne oprim pentru început, într-o lecție introductivă, la a lămuri câteva noțiuni, să evidențiem câteva aspecte de ordin general în ce privește starea, statutul creștinului în lume. Ce relații, ce atitudini se stabilesc între aceste două entități. Știți, spune Scriptura în Cartea Faptele Apostolilor că la început, urmașii Domnului se numeau ucenici, având în vedere faptul că își urmau îndeaproape învățătorul și deveneau ca el. Puțin mai târziu, este scris în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 11, că ucenicii au fost urmiți în Antiohia creștini. Și de atunci ne-am păstrat acest titlu general, creștin, om legat de Hristos, urmaș al lui Hristos. Lumea, în definire biblică, ne referim, când vorbim de lume în contextul lecției noastre, nu la cosmosul creat de Dumnezeu, ci la lume ca sistem creat de diavol. Pentru că spunea Domnul Hristos, Evanghelia după Ioan, capitolul 12, versetul 31, acum are loc judecata lumii acesteia. Stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Ne aflăm încă în acest proces. Timp în care diavolul încă este stăpânitor. Cum este numit în aceeași Evanghelie, capitolul 14, versetul 30. Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia. Dar rețineți prin capul locului, la adevăr, pe care Domnul afirmă aici. El n-are nimic în mine.
Dacă stăpânitorul lumii n-a avut nimic în stăpânitorul nostru, nici din lume nu trebuie să se regăsească nimic în noi. Spunea același Ioan în epistola sa, 1 Ioan, capitolul 2, citesc de la versetul 15, pentru a observa că vorbim de lucruri total diferite, antagoniste. Nu iubiți lumea. Cum am putea să iubim lumea cu un asemenea stăpânitor? Nici lucrurile din lume. Așa cum spuneam, nimic din lume nu trebuie să se regăsească în noi. Și apostolul devine foarte radical în exprimare când scrie: dacă iubești cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta oricum și îndrășirea vieții, nu este de la Tatăl. Deci, între timp, lumea a ajuns atât de afectată de diavolul, de stăpânitorul, încât din ceea ce este de la Dumnezeu, nu a rămas absolut nimic. Iar noi, urmașului Hristos, nu aparținem sub nicio formă lumii, decât doar existăm în lumea creată de Dumnezeu ca și fizic și conviețuim printre oamenii care aparțin lumii acesteia, acestui sistem controlat de diavol. Și Ioan notează în continuare aici, pentru că acest sistem nu rămâne pur lumea. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia Dumnezeu, adică cine nu aparține acestei lumi, rămâne în viață. Lumea va deveni pentru eternitatea viitoare un trecut pe care nu se va mai face istorie. Pentru că este scris, Isaia 55:17, Dumnezeu face lucruri noi și cele vechi nu vor mai veni nimănui în mine. Așadar, nu merită să ne atragă lucruri care nu rămân nici măcar în memoria eternității. Nu se va mai găsi nimic din ceea ce acum aparține lumii, aparține diavolului. Dumnezeu face cerul noi și un pământ nou, slăvit să-i fie numele. Dar, până una altă, citesc din aceeași epistolă, trăim în aceste condiții. 1 Ioan, capitolul 5, versetele 19 și 20. Știm că suntem din Dumnezeu, și înseamnă asta pe parcursul lecțiunile de verificat, și că toată lumea zace, încetăm. Deci el exercită un control total. Știm că Fiul Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaște pe ceea ce este adevărat, pentru că lumea este într-o stare de înșelare. Și noi suntem, nu mai aparținem lumii, suntem în ceea ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul Lui, El este Dumnezeu adevărat și iată ce decurge de aici, viața veșnică. Când vorbim de lume, vreau să mai citim și din Efeseni, capitolul 2, pentru a înțelege exact la cine referim. De la versetul 2, Efeseni 2, versetul 2 și 3, în care trăiați odinioară, se referă la momentul anterior pocăinței, cunoașterii Domnului, după mersul lumii acesteia. Ce înseamnă mersul lumii acesteia? După Domnul puterii văzduhului, adică diavolul își exercită controlul printr-un sistem de gândire controlat de spirite, prin filozofii, prin mentalități, prin practici, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară. Când trăiam în poftele firii noastre pământești, iată ce aparține lumii, cum am citit și din epistola lui Ioan, când făceam voie de firii noastre pământești și ale gândurilor noastre, și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți. Așa am fost, dar slavă Domnului că nu mai suntem. Domnul ne-a scos. Însă, până o altă, spuneam, suntem încă aici. Dar ne îndreptăm spre o împărăție care nu se poate înființa aici. Au fost teorii utopice care au vrut să creeze un rai pe pământ. Uneori, instituția bisericii s-a amestecat cu statul, crezând că poate să instaureze aici o împărăție.
Nu se poate. Până nu va fi legat în vis stăpânitor, până când nu va veni împăratul nostru să se întâmple așa cum scrie în Apocalipsa 11, în împărăția lumii, a trecut mâinile Domnului nostru și a Hristosului Său și El va împărăți în vecii vecilor. Aici nu se poate. Ucenicii au crezut că va instala Domnul împărăție atunci. N-a fost așa. Interesant este că așa cum oamenii sunt cam cu aceeași mentalitate, tare pasionați că se face templul Ierusalim, că va fi acolo un regat, să astăzi știți că pe pământ n-a fi lucruri care țin de realitățile viitoare decât după ce Domnul va veni și va instaura împărăția sa. Iată ce a spus Domnul în timpul procesului, Ioan capitolul 18, versetul 36. Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fie dată mâinii iudeilor, dar acum împărăția mea nu este de aici. Și dar noi nu constituim un pericol pentru sistemul politic al lumii, că noi nu ne propunem, nu credem că se va schimba lumea asta printr-o reformă. Lumea asta se va schimba prin venirea Domnului Hristos și instaurarea de către El a împărăției sale. Nu oameni trebuie arestați ca să se schimbe lumea aceasta. Diavolul trebuie arestat. Ori asta nu ține de competența noastră, de atribuțiile noastre. Noi să ne rugăm, așa cum învățăm de mici, Doamne, vie împărăția Ta. Ceea ce înseamnă lumea să nu mai fie sub controlul diavolului și să intre sub stăpânirea lui Dumnezeu. Vreau să notăm câteva aspecte care sunt cuprinse într-o altă lecție intitulată Atitudinea lumii față de creștini. Există, în general, o atitudine de adversitate, de ură, care provine nu de la oameni, ci de la stăpânitorul lumii. El îi provoacă să îi se împotrivească, să se comporte așa cu noi. Nu sistemul comunist a fost vinovat de antipatia față de credincioși. Nu gândirea islamică este dușmanul numărul unu al creștinismului. Și spiritele care lucrează sub coordonarea diavolului și îi învață pe acești oameni să se opună lui Dumnezeu și urmașilor săi creștini, sub o mentalitate sau altă. Iată ce scrie Ioan în privința aceasta, 1 Ioan capitolul 3, citesc de la versetul 13. Nu vă mirați, fraților, dacă vă urăște lumea. Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frații. Cine nu iubește pe fratele său, rămâne în moarte. Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Și știți că nici un ucigaș nu are viața veșnică rămânând în el. Același Ioan, dat astea cuvintele Domnului, Ioan capitolul 15, și vom observa că atitudinea lumii față de creștini este exact atitudinea care a avut o societate iudaică față de Domnul Hristos. Așa este normal și așa va fi pentru totdeauna. Ioan 15, versetele 19 și 20. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este a ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, ce har să fie ales, de aceea vă urăște lumea. Deci prin faptul că nu aparținem lumii, prin faptul că ne-am dezis de diavol, nu mai suntem sub stăpânirea, sub controlul lui, și am trecut în cealaltă tabără. Versetul 20. Asta când suntem urâți, când nu înțelegem felul în care ne privesc cei de afară. Acum, mulțumim Domnului că în țara noastră ne zic persecuții. Dar știți că cea mai mare parte a Bisericii lui Hristos se află sub persecuții? Tot ceea ce ține de țările islamice, ceea ce înseamnă de la fosta jumătate a Uniunii Sovietice în jos, până la Ecuator, atât în Asia, până spre Australia, cât și în Africa, totul este lume musulmană, unde credincioșii sunt foarte persecutați. Îmi spunea un frate care s-a întors recent din Mauritania, nu există nicio biserică liberă, de orice culoare ar fi ea. Și credincioșii nu se pot strânge mai mult de 7-8, pentru că dă de dăruit și sunt omul pe loc. Povestea cazul unei tinere care
provenea dintr-o familie mai înstărită, cu o poziție socială aparte, a dus la o întâlnire de credincioși, pe ascuns, cu un taxi. M-a spus, avea o poziție și avea bani, posibilitatea aceasta, și și-a uitat poșeta în taxi. Taximetristul a văzut actul de identitate, dar a găsit și Biblia în poșetă și a dus-o la acasă. Și când s-a întors, tânăra noastră de la adunare, tatăl ei a început pe loc, acasă, judecata și-a apărut-o. Acolo nu există tribunal și avocat și să te treacă cineva la răspundere. În țările unde se aplică șarea aceea lege islamică radicală, se judecă tot. Dar la noi nu există persecuție. La noi există dispreț doar din partea lui. Bat jocuri. Sau, cel mai bun caz, indiferență. Dar în fond, este aceeași atitudine de ură, în forme ușoare sau în forme severe. Spune el versetul 10, aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus. Robul nu este mai mare decât Domnul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu, și al vostru vor păzi. Dar vă vor face toate aceste lucruri pentru numele meu, pentru că ei nu cunosc pe cel ce m-a trimis. Așadar, orică cu teoretă din o atitudine ostilă, să știm că asta ni se trage din lumea spirituală, că așa s-a întâmplat și cu Domnul și așa va fi câtă vreme rămâne diavolul stăpânitorul acestei lumi. Dar în această lume, noi trebuie să ne practicăm religia. Și așa cum am dat exemplu acestei tinere, într-un fel sau altul, se va afla mai degrabă sau mai târziu. Noi avem o viață religioasă ascunsă. Și spune Domnul, te poți ruga mădăiță, nu ne rugăm când postim, nu ieșim pe banca de la stradă când citim în Biblie, sau pe balcon citim cu voce tare. Dar avem totuși o practicare a religiei care este vizibilă. Oamenii ne văd că venim la adunare, văd felul în care ne îmbrăcăm, felul în care vorbim. Și își vor da seama, într-un fel sau altul, căci suntem credincioși. Aceasta este mărturia noastră non-verbală. Dar mai mult decât atât. Noi avem o misiune mai măreață. Să-L vestim pe Domnul în lumea aceasta. Și aceasta face ca atitudinea lumii să fie cu atât mai împotrivitoare. Iată ce spunea Domnul Hristos, vorbind cu Tatăl în rugăciunea sa din Ioan 17. Citesc de la versetul 18. Cum ai trimis tu pe mine în lume, așa am trimis și eu pe ei în lume. Și asta face, cum spuneam, ca lumea să ne fie cu atât mai ostilă. De exemplu, în aceste țări musulmane de care aminteam, dacă merge un străin în probleme de afaceri, nu arestează nimeni, chiar dacă se știe că este creștin. Dar când încearcă să îi convertească pe musulmani, riscă aceeași pedeapsă ca și cei în cauză. Și totuși, vorba apostolilor, când au început primele persecuții pe fondul evanghelizării, noi nu putem să tăcem. Este mandatul nostru și nu doar la Ierusalim. Domnul spunea fapte 1:18, de la Ierusalim și până la marginile pământului. Câți misionari martiri cuprinde istoria acestei biserici. În zilele noastre, în ultimii ani, au fost cei mai mulți martiri de când este înființată biserica. Se moare masiv, frate. În Ucraina noastră vecină, au fost frați care au murit acum la adunare. Dar, cum spuneam, în mod deosebit în țările musulmane sau țările și au încă un regim comunist, cum ar fi Coreea de Nord, merg la adunare și nu știu dacă te mai întoarce înapoi. Sau poți fi surprins în alte ipostaze. Relata fratele coronistor că a fost recent în Kazahstan. Mai nou, acolo s-a dat o lege, nu poți să mai fie un cult recunoscut, numai cei ce au peste 250.000 de membri. În condiția aceasta nu au mai rămas decât trei culte recunoscute. Cultul islamic, cultul catolic și cultul ortodox.
frații noștri au rămas în afara legii. Autoritățile depinde de atitudinea celor de pe regiuni, s-au dus la adunare și au amendat pe fiecare cu aproximativ 500 de dolari. Și când te gândești că pensia sau salariul în jur de pensia, în jur de 100, punea fratele întrebarea, mai mers la adunare duminica viitoare? Și totuși, noi suntem trimiși de Domnul să evangelizăm. Acesta este mesajul nostru. Dacă noi nu facem nicio libertate, ne îndeplinim misiunea care o avem înaintea Domnului. Pentru că evangelizarea lumii a fost o practică și a porunca Domnului Hristos. Să citim din Evanghelia după Luca, de exemplu, capitolul 4, versetul 42 și 43 și 44. Când s-a crăpat de ziua, Iisus a ieșit, s-a dus într-un loc pustiu, la roadele au început să-l caute în toate părțile și au ajuns până la el. Vreau să mă oprească să nu plece de rău. Dar el a zis, trebuie să vestesc Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și în alte cetăți. Fiindcă pentru aceasta am fost trimis. Și propovăduia în sinagogile Galilei. De la aceasta i s-a tras Domnului persecuția. Domnul a avut un prim an de succes. Și a adunat cu mine. Apoi nu l-au mai primit în sinagogi. Apoi nu i-au mai primit în sinagogi nici pe ucenicii lui. Și a rămas Domnul să predice în afara localităților. Dar până la urmă nu l-au mai suportat nici acolo. Și Domnul a îndrăznit să vină la Ierusalim, știți că ucenicii spuneau, nu-i de merge acolo. La care le-a spus, nu se poate un proroc să moară în afara Ierusalim. Că trebuiau să se împlinească toate cele scrise cu privire la el. Dar dacă ei suntem aparținătorului, dacă suntem creștini cu adevărat, deci dacă suntem al lui Hristos, lumea va avea aceeași atitudine față de noi, dar și noi față de lume. Adică o atitudine evanghelistică. O atitudine în care ne vom păstra ca niște lumini, dar în care lumina noastră va face ca mesajul Domnului să fie dus în aceste condiții. Cum spunea Pavel la un moment dat, vă citesc din Epistola către Filipeni, o scrisoare adresată credincioșilor săi preiubiți din închisoare, de la versetul 12. Vreau să știți, fraților, că împrejurările care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. În adevăr, toată curtea împărătească și pretutind de aiurea, tot știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. Și cei mai mulți din frații îmbărbătați de lanțurile mele au și mai mult îndrăzneală să vestească, fără teamă, cuvântul lui Dumnezeu. Interesant lucrează tot. Niciodată persecuția n-a putut opri creștinii să-și transmită mesajul. Să ne ajute Domnul să o facem și noi cu bucurie. Avem un mare mandat în lumea aceasta. Noi existăm în lumea aceasta pentru acest singur motiv. Că în lumea noi suntem străini și călători. Și înainte de a trece la o altă lecție din care să spun alte lucruri în mod succint, vreau să fundamentăm aceste două adevăruri. Noi în lume, pentru că noi aparținem, noi în lume suntem în tranzit, suntem străini și călători și statutul acesta trebuie să ne uităm. Dar în același timp, în lume, noi suntem mesagerii împuterniciți al lui Dumnezeu. Deci noi tranzităm lumea aceasta nu doar în drum spre Împărăția lui Dumnezeu, noi tranzităm lumea cu un mesaj. În ce privește statutul nostru de străini și călători, că amintesc că asta au crezut Sfinții întotdeauna, chiar cei din Vechiul Testament, citesc Evrei, capitolul 11, de la versetul 13, în credință au murit toți aceștia, fără să zică bada lucrurile făgăduite, și doar le-au văzut și le-au luat de bine departe, mărturisind că sunt străini și călători. Ce înseamnă străini? Nu aparțin lumii. Ce înseamnă călători? Sunt doar în tranzit. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei pate. De fapt, acesta trebuie să fie conținutul, mesajul nostru către lume. Noi nu trebuie să spunem lumii doar să fie mai bun. Pentru că salvarea lumii nu va consta în îmbunătățirea vieții oamenilor și a condițiilor de trai, nu?
Șansa lumii constă în arestarea diavolului și venirea Fiului Dumnezeu ca să instaureze El adevărata împărăție. În ce privește statutul nostru de străin și călător, mă adaug cuvintele Apostolului Petru, 1 Petru, capitolul 2, versetul 11, unde scria el foarte clar: preiubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători. Dar întreb eu pe cei tineri, chiar vă credeți străini și călători? Nu străini și călători, așa că nu știți dacă rămâneți în România sau duceți în Anglia. Străini și călători, la fel de călători și aici, și în oriunde pe pământ. Numai cei necredincioși sunt ca cei descriși în Psalmul 49, ei cred că veșnicile vor fi locuințele. Dar nu este așa. Să vă feriți de poftele firii pământești, adică trecerea noastră prin lume, să ne ferim de ceea ce aparține lumii, care se războiesc cu sufletul. Și viața lumea asta, dragii mei, nu-i dată să fie un război cu sufletul, ci e dată să fie un biruitor și să fie un evanghelist, chiar dacă nu în sensul restrâns al cuvântului, să mergi și să predici. Să vorbești celor din jur despre mesajul mântuirii, să-l transmiți prin viața ta, un mesaj non-verbal de care vorbeam. Dar dacă în viața aceasta un credincios fie bărbat sau femeie, toată viața, la 10 ani de pocăință, dar și la 30, la temniță, la bătrânețe, îți trebuie ce faci, mă lupt, am dispute, probleme. Dacă n-am înțeles statutul nostru de străini și ne încurcăm cu problemele vieții și nu placem celor și ne-a scris la oaste, toată viața vom trăi într-o frământare. Dar de fapt vom fi niște copii în plan spiritual, niște retardați mai degrabă. Și nu vom crește spre maturitate să fim niște oameni care transmit mesajul lui Dumnezeu. Iată ce vă citesc din a doua Corinteni, în capitolul 5, cuvintele Apostolului Pavel, care spunea referitor la statutul nostru în lumea aceasta. Citim de la versetul 18, aici 17, căci dacă este cineva Hristos, și putem schimba aici cuvintele fără să greșim. Dacă este cineva creștin, asta înseamnă că este cineva creștin. Este o făptură nouă. Aparține unei alte împărății, are altă cetățenie cerească, așa cum scrie în Filipeni. Toate cele vechi s-au dus. Adică din lume nu este nimic care este istic. Toate lucrurile s-au făcut noi. Deci, între un creștin și un om din lume, singurile asemănări care rămân e că avem aceeași fizionomie, deși fața la un creștin trădează alte trăsături. Avem aceleași fel de case, locuim împreună și poate avem aceleași profesii, nu chiar orice profesie compatibilă și pentru un creștin, dar lucrurile de fond, esențiale, ne diferă în mod fundamental. Începând de la gândire până la practică în cele mai mici amănunte. Ca să ne putem îndeplini mandatul, statutul care îl avem în lumea aceasta, dragii mei. Citesc în continuare versetul 18. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Că adică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, ne ținând în socoteală păcatele lor și, accentuez, ne-a încredințat nouă propovăduire a acestei împăcări. Este o frumusețe înaintea cerului să vezi o soră, un frate cu atât mai mult, vorbind într-o pauză, dacă e la servici, dacă e la școală, dacă e o vecină la poartă sau dacă a venit în vizită sau merge sora în vizită, să o vezi vorbind despre împărăția lui Dumnezeu, despre lucrurile sfinte. Dar dacă se întâlnește un credincios sau un credincioasă cu unul de afară și toți discută numai că s-a ales un nou președinte, că e mai friguroasă sau mai puțin friguroasă, cum sunt de aprozenate magazinele, ce
epidemii sunt în zonă, dacă e gripă sau nu e gripă, și dacă aceleași subiecte se regăsesc și în mintea unei credincioase și a unei credincioase, apoi spuneți-mi mie, dacă o cetățeană a cerului vorbește aceeași limbă cu cetățeana pământului. Dacă doi oameni cu mentalități diferite se regăsesc la aceleași subiecte. Mi-am amintesc că am zburat odată pe avion cu un frate care era credincios după nume, doar. Atât mi-a bătut capul cu știri, cu nemulțumiri. Avea de el exact specificul mass mediei din lumea aceasta, care are mare efect asupra minții oamenilor, asupra crezului și asupra vieților. N-am avut cum să-l combat, în sensul că oriunde încercam să devie subiectul, în 5 minute revenea. Am abandonat și m-am culcat. Sau mai degrabă am închis ochii, de fapt vreau să închid urechile. L-am compătimit. Și a rezultat din discuția cu el că el se alimenta zi pe zi cu știri, cu discuții cu cei de afară. Nu putea să dea el o altă direcție, să ofere o altă imagine pentru oamenii. Citesc în continuare și 20, ca să vedeți ce mandat avem noi în tranzitul din lumea aceasta. Noi, dar suntem trimiși în puternicitatea lui Hristos ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi. Trimiși în puternicit? Da. Să spune oamenilor, împăcați-vă cu Dumnezeu. Noi avem un mesaj în lumea aceasta.